Ne-am întors în direct, alături de mine se află primarul municipiului Câmpina, domnul Horia Tisanu. Ne-ați vorbit despre muzeul HDU. Am intrat în pauza publicitară așa cu o imagine, dar voiați să discutați și despre alte proiecte și despre alte investiții care vor fi făcute în acest an în Câmpina. Bineînțeles că mergem și către proiectele care sunt utile direct cetățenilor și vreau să vă spun că în acest an în buget vom avea două proiecte pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe. Un proiect cu finanțare cu fonduri europene, pentru că de aici rămăsesem cu ideea, da. Și din păcate din 7 blocuri de locuințe n-a rămas decât unul, pentru care toți locatarii au dat scrisoare, au trimis o scrisoare prin care au acceptat să le reabilităm termic blocul. Participă și locatarii financiar la această lucrare? Participă și dumnealor financiar. Sunt niște procente. În general, toți cei care au venituri sunt venituri mediu pe locuitor pe țară, participă cu 3%, restul cu 25%, care vor fi un număr foarte mic. A rămas blocul 12 de pe strada Victoriei, care a intrat în calcul pentru proiect cu fonduri europene. Dar mai avem un proiect cu fonduri de la guvern, sperăm ca în acest an guvernul să ne acorde fonduri, cu 7 blocuri aflate pe Bulevardul Carol I, de la intersecție Sondei, de la intersecție cu strada Sondei, blocul 1, 2, 1, 1A, 1B, 1D, deci 7 blocuri până la intersecție cu strada Maramureș și cu blocul de pe colț. Sperăm să obținem finanțare de la guvern în programul clasic de finanțare pentru reabilitarea termică a acestor 7 blocuri de locuințe. Ca să schimbăm puțin registrul, să mergem către o zonă pietonală, frecventată și care a rămas în urma celorlalte zone de acest fel din centrul municipiului Câmpina, în acest an vom realiza reabilitarea pasajului de la Soldat. Este o zonă de trecere, un pasaj pietonal și am avut marea, cum să zic, bucurie ca cetățenii să participe la un sondaj de opinie. Am ales varianta cea mai bună de modernizare, o variantă nouă, frumoasă. În acest moment avem o procedură de achiziție publică pentru instalații. Proiectul de arhitectură este gata. Deci în curând, într-o lună de zile, vom deschide licitația pentru lucrarea propriu-zisă. În acest an, deci, vom realiza acest pasaj, pe care, din păcate, nu l-am realizat anul trecut, din cauza unor erori produse de către, în sfârșit, un angajat al primăriei Câmpina, care a uitat să introducă instalațiile în acest proiect. De altfel, această eroare s-a produs, din păcate, și pentru modernizarea parterului și etajul 1 a cămidului energetic. Și nu s-au realizat în proiectul de arhitectură proiecte de utilități, adică apă, curent electric și gaze. Realizăm acum acest proiect, după care vom moderniza parterul și etajul 1 și vom avea 28 de locuințe noi, dintre care 4 apartamente și restul garsoniere. Alunecări de teren constituie o temă importantă în acest an, mergând către Aleea Păcii și Solidarității, Păcii și Sulfinei, mă scuzați, alei care se desprind din strada Plevnei, pentru că acolo este o zonă cu mare alunecări de teren. Dacă vom avea bani, dar probabil că nu vom avea bani în acest an dacă ne apucăm de străzile cu canalizări, vom porni și la modernizarea străzii Plevnei, care este și ea foarte afectată. Să vedem dacă găsim cumva vreun program de finanțare cu fonduri europene pentru această lucrare. Sunt destul de costisitoare genul acesta de lucrări, nu? Eu știu, 10 milioane de lei o lucrare ceva de genul ăsta. Foarte mult. Cimitirul Mare Lumina. Nu este o lucrare, cum să zic eu, care foarte atractivă, așa ca idee. Da. Dar pentru că nu mai avem locuri de urmare deloc, Cimitirul Uman Lumina este o lucrare în derulare, în continuare. Ea se desfășoară la capătul străzii Izvoarelor din cartierul Slobozia. Va avea peste 4.000 de locuri de urmare. Și deja am procedat la îngrădirea unei zone din cimitir, unei parcele,
am fost și cu un sobor de preoți, am sfințit acea zonă de înhumare, așa că dacă locurile de înhumare, din nefericire, se vor finaliza în cele două cimitire municipale a municipiului Câmpina, deja se poate ajunge acolo, se poate înhuma în condiții civilizate în acest nou cimitir uman. Restul, capelă, vestiare și așa mai departe, sunt niște clădiri în construcție, se realizează de către societatea constructoare, inclusiv gardul împrejmuitor care îngrădește o suprafață mare de 2 hectare. Sperăm ca în acest an lucrarea să fie gata. La Ploiești știți că există o problemă asemănătoare, nu mai existau locuri disponibile în locuri de vești disponibile și oarecum s-a întârziat un pic cu extinderea unui cimitir din Ploiești. Iată, la Câmpina v-ați gândit de multă vreme să nu ajungeți într-o astfel de situație. Da, eu zic că având și multă experiență am reușit să gândim dinainte toate lucrările și foarte rar am fost prinși pe picior greșit, ca să folosesc așa o expresie mai populară. Un teren mult de spor multifuncțional în cartierul Hernea este în curs de realizare, mai există doar partea de, cum să zic, de deasupra statul de tartan care trebuie aplicat și porțile, dar și în cartierul Slobozia, în curtea grădiniței numărul 5 și fostei școli numărul 5, se va moderniza un teren, avem doar studiu de fezabilitate, vor fi terenuri destinate publicului larg, la, în terenul de pe din cartierul Hernea, probabil că se va percepe o taxă de către Clubul Sportiv Câmpina, care îl va administra, în cartierul Slobozia accesul va fi gratuit, pentru că este singurul teren de sport, un mini teren de sport, pentru că nu e un teren de fotbal, dar un mini teren de fotbal, basket, handbal, care va fi utilizat de către toți copiii din cartier, ca și copiii de la Casa Speranței, care locuiesc chiar alături și sunt în număr mare, de vreo 30-40 de copii în acest moment. Deci e nevoie și de aceste terenuri și ne gândim și la acești copii să facă sport mai bine decât să stea la calculator sau și mai rău să stea prin baruri. Da. Tot pentru copii, ne gândim să realizăm un skate park. Este o propunere a unor tineri din Câmpina, pe care au făcut anul trecut, acum un an și jumătate. Am ținut cont de ea, am proiectat un skate park și undeva pe Bulevardul Culturii, în jos, către DN1, unde avem deja niște locuri de odihnă și niște locuri de joacă, vom realiza și acest skate park, o suprafață special destinată celor care merg cu biciclete și cu skateboarduri, care știu să meargă pe acele suprafețe înclinate, curbate, interesant, să da. Meargă pe niște șine, pe, în sfârșit, pe tot felul de obstacole și să-și dovedească măiestria în acest sport modern. Foarte interesant. Skate park care va costa 303.000 lei, mai dau și cu o valoare orientativ. Este valoarea estimată de proiectant. În studiu de fezabilitate. La licitație, cu siguranță, vom avea valori mai mici, pentru că concurența spune cuvântul. Ce să vă mai spun, ce mai avem noi interesant? Baza sportivă de la Căminul Petrol. Nu avem, de fapt, două proiecte. Observați că ne îndreptăm foarte mult către tineri și către copii. Baza sportivă de la Căminul Petrol este o lucrare pe care am propus-o în anteriorul calup de fonduri europene 2007-2013. N-am prins finanțare pentru că l-am propus târziu. Vreau să-l propunem din nou acest proiect în următorul apel de proiecte de acest tip și sperăm să realizăm cu fonduri europene, pentru că asta e propunerea noastră. Acest proiect va avea o sală de sport care va fi, de fapt, amenajată într-un fost atelier foarte mare, dar și niște săli mai mici, care vor fi săli de forță și tot felul de alte săli pentru activități sportive, plus pistele de afară, de atletism, de aruncare cu sulița și așa mai departe. Tot în curtea Căminului Petrol, eu zic Căminul Petrol, curtea Căminului Petrol, pentru că este denumirea populară pe care o cunoaște orice câmpinean. Pentru că liceul acum nu se mai numește Liceul Petrol, se numește Colegiul Tehnic Dr. Constantin Istrati.
Tot în curtea Căminului Petrol există un teren de fotbal cu gazon artificial și avem un proiect pentru care o propun spre aprobare Consiliului ca indicatorii tehnico-economici joia viitoare, un teren de o lucrare de realizarea unei tribune cu vestiare și grupuri sanitare. După realizarea acestei tribune, într-adevăr, acel teren abia poate fi inaugurat și poate fi utilizat chiar și pentru meciuri oficiale, pentru că are dimensiuni standard, dimensiunile pentru orice teren de fotbal obișnuit. Chiar dacă este acoperit cu un gazon artificial. Domnule primar, ne-ați vorbit de multe proiecte și cred că nu greșesc deloc dacă folosesc acest termen, că sunt multe și unele dintre ele chiar destul de importante și din punct de vedere financiar. Asta înseamnă că, deși abia acum creionați bugetul, înseamnă că aveți încredere că și sunteți optimist în ceea ce privește bugetul municipiului Câmpina. Spuneați la începutul emisiunii că există un grad de incertitudine, dar faptul că v-ați propus atâtea proiecte înseamnă că... De obicei eu sunt optimist și în ceea ce privește veniturile sunt și mai optimist pentru că în fiecare an veniturile estimate au fost realizate în proporție orientativă de 90%, peste 90% sau puțin sub 90%, ceea ce înseamnă că la Câmpina avem și agenți economici și mai ales persoane fizice care își fac datoria de cetățean și plătesc taxele și impozitele, care ne ajută de asemenea să realizăm aceste lucrări. Bineînțeles că ne interesează foarte mult și impozitul pe salarii, care constituie o sursă cu un procent de peste 45% în veniturile municipiului Câmpina și ne interesează foarte mult să avem locuri de muncă în Câmpina, pentru că din salariile angajaților apare această cotă de 47% de fapt care merge către veniturile bugetul local. Câmpia. De aici avem și preocuparea pentru parcul industrial. Să avem cât mai multe locuri de muncă și să avem impozite cât mai multe către primăria municipiului Câmpina. Parcul industrial ar putea oferi nu numai câmpinenilor, ci multor locuitori din zona Câmpina și din comunele din vecinătate, ar putea oferi foarte multe locuri de muncă, dar fiind pe teritoriul municipiului Câmpina, cota aceasta din salarii se vor plăti la Câmpina, ceea ce deja reprezintă 45%, ar ridica... E normal pentru că primăria Câmpina, pe de altă parte, de fapt Consiliul Local, va investi mulți bani pentru amenajarea parcului industrial. Și atunci e normal ca aceste venituri să vină către primărie. Sigur, la Ploiești situația Câmpina. Este invers, cred că o cunoașteți. Mulți ploieșteni lucrează în parcuri industriale care nu sunt pe teritoriul Ploieștiului. Și atunci, sigur, ei sunt ploieșteni, dar lucrând în parcurile industriale de pe teritoriile administrative ale altor localități, impozitul de pe urma salariului se duce acolo. Da, merge către acolo. Da, din păcate se întâmplă acest lucru și... fiecare localitate ar trebui să gestioneze mai bine potențialele surse de venituri, să nu le lase altora. Sigur. Am uitat să vă spun că vrem să semaforizăm 3 intersecții și probabil că vom merge și cu a patra. Sunt 3 intersecții negre, din păcate aș putea spune, în sensul că se produc multe accidente de circulație. Și vom semaforiza în acest an intersecția Bulevardului Culturii cu strada Griviței, Bulevardul Culturii cu strada Plevnei și intersecția străzii Ana Ipătescu cu Toma Ionescu. Mai nou s-au produs accidente și la intersecția străzii Ana Ipătescu cu Maramureș și vrem să prindem în urmă o lucrare și pentru această intersecție. Dacă va mai fi nevoie și la alte intersecții la care se mai întâmplă accidente mai puțin adevărat, cum ar fi Constantin Stere conductelor și altele, vom avea solicitarea poliției rutiere și după aceea vom merge către această semaforizare, care nu va costa foarte mult. Mai avem pentru că vorbesc de circulație auto, mai avem o propunere și sperăm să o realizăm în acest an, sau măcar să o începem, realizarea unui set giratorii la intersecția bulevardului, să zicem, Nicolae Bălcescu, unde se termină acest bulevard, la intersecție cu Schelelor și Sondei. Va fi un sens giratoriu puțin oval, așa cum este cel aflat la intrarea în Ploiești, dinspre nord.
și care va scuti conducătorii auto de așteptarea la multe semafoare. Va rămâne semaforul de la Casa Tineretului la ieșire de pe strada Orizontului, pentru că acolo nu se poate realiza un semn girator, este o zonă, cum să zic, mai mică ca dimensiuni, și pe de altă parte acolo merg foarte mulți copii din zona de blocuri către cartierul Erupției, către Școala Generală Ion Câmpinanu și chiar către Liceul Energetic. Dar acest semn girator poate fi realizat. De asemenea, reabilitarea șoselei Paltinu este în programul nostru, ca exemplu, aș putea spune, ca practică de parteneriat. Până acum noi nu am avut un parteneriat cu Consiliul Județean. Sperăm că în acest an să realizăm acest lucru și într-un parteneriat cu Consiliul Județean să modernizăm șoseaua Paltinu, din care cea mai mare parte este în extravilan și după lege trebuie să fie amenajată de către Consiliul Județean, iar restul din intravilan o vom amenaja cu fonduri proprii. Dacă se va întâmpla acest lucru, vom împușca doi iepuri. Unul pentru care este interesat Consiliul Județean. Se va circula foarte bine către comuna Valea Doftanei, dar și către șotrile cu intrarea de pe această șosea Paltea. Doi, dacă vom realiza parcul industrial, vom avea o cale de acces foarte bună, accesibilă, da, pentru transportul de marfă și de călători în acea zonă. Adică este o lucrare, vedeți, care, la care ne gândim tot timpul, și toate lucrările au mai multe destinații. E bine să facem lucrul ăsta, nu să facem asfaltarea unei alei punctuale care să servească pentru două familii. Pentru un număr redus, da, de, număr redus de locuitori. Adică ideea este să facem lucrări care să beneficieze cât mai mulți locuitori. Sigur. Dacă mai avem timp, vreau să vă spun că... Două minute, domnule primar. Vrem să modernizăm Casa de Cultură, să schimbăm scaunele, să schimbăm decorurile, să schimbăm mochetele de pe pereți, și asta va fi o lucrare foarte importantă, pentru care deja urmează să facem selecția de oferte. Și nu în ultimul rând, Casa Tineretului, pe care vrem să o renovăm în exterior, în totalitate, și dacă ne mai rămân bani, să renovăm și aleile din jurul Casei Tineretului, mergând deocamdată către partea exterioară. Casa Tineretului, partea interioară, va fi renovată în anul viitor și în anii viitori, pentru că și acolo trebuie să cheltuie foarte mulți bani. Dar Casa de Cultură, cu această lucrare de care vorbeam mai devreme, va fi pusă în cui, ca să zic așa, cu o lucrare, finalizată complet. În concluzie, aveți foarte, foarte multă treabă, dumneavoastră, domnul viceprimar, consilierii locali, tot aparatul primăriei municipiului Câmpina, aveți destul de multă treabă în acest an. Și foarte mulți bani de cheltuit, și mă gândesc că sunt bani, domnule primar, împrumut, dacă cumva vom face acea canalizare. Eu mi-aș dori tare mult ca atunci când ne vom vedea în viitor aici în acest studio și vom discuta despre proiectele și investițiile și problemele din municipiul Câmpina, să spuneți: domne, cu canalizarea s-a terminat, ne-am apucat, am reabilitat străzile și totul este în regulă. În sfârșit să poate apucăm să discutăm și despre acest lucru la acest mod. Să discutăm în sensul ăsta, deși mă gândesc că abia cel mai devreme, la sfârșitul anului viitor, putem discuta despre acest lucru. Domnule primar, vă mulțumesc pentru prezență. Sau la începutul anului viitor. Să dea Dumnezeu cât mai repede. Domnule primar, vă mulțumesc pentru prezență și pentru toate informațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor noștri, în mod special celor din municipiul Câmpina. Și ce să vă spun, vă doresc succes și să le puneți pe toate în practică, pentru că dacă veți reuși dumneavoastră, va fi bine pentru municipiul Câmpina și pentru toți locuitorii acestui municipiu, un municipiu important pentru județul Prahova și, de ce nu, putem spune că pentru toată această zonă din țară. Și eu vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru ideea dumneavoastră de a prezenta localitățile cu proiectele lor, pentru că este foarte bine ca locuitorii să știe ce se întâmplă cu banii dumnealor. Sigur că da, sigur. Vă mulțumesc încă o dată. De asemenea, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Ne revedem peste o oră la 20:30 cu o ediție specială a emisiunii Subiectul Zilei. Eu vă sfătuiesc să nu o ratați, așadar ne revedem la 20:30. Până atunci, toate cele bune!